este foarte greu de făcut un rezumat. Acum, mai ales sunt în mașină pe centrul Bucureștiului și mă îndrept spre mănăstire. Pot să spun că am ales mănăstirea pentru că a rămas fără preoteasă și eu ca bărbat mă simt neîmplinit, tulburat, depășit de toate momentele pentru că sunt singur. Soția mea îmi făcea plinul, ca să vă spun așa un termen mai obișnuit. Mi-am ales numele de călugăr de Nicolae, pentru că i-a murit de Sfântul Nicolae și Sfântul Nicolae i-a luat suferința. Și al doilea motiv de Sfântul Nicolae l-am că primele straie preoțești le-am îmbrăcat acum 33 de ani, în 84, de Sfântul Nicolae. Cam asta ar fi pe scurt. Da, pe scurt, dar dumneavoastră sunteți unul din oamenii greu încercați de viață prin... Nu, da, spuneți, nu prea vă înțeleg că e da, sunteți, mic la dumneavoastră. Sunteți unul din oamenii greu încercați de viață de-a lungul timpului și totuși în toată această perioadă ați știut doar să zidiți și nu v-ați lăsat frânt de... chiar de micile răutăți. Nu vă înțeleg, doamnă, nu vă înțeleg, nu înțeleg ce spuneți, că sunt în trafic. Deci nu v-ați lăsat în frân de viață, asta spun eu, că și-ați construit tot timpul. A, nu, în privința asta pot să vă spun, doar chiar nu vă înțeleg, chiar nu vă înțeleg toate cuvintele, dar am înțeles ce vreți să întrebați. Dar eu am avut în viața mea multe începuturi. Ăsta e un nou început. Viața m-a îngenunchiat de multe ori, de foarte multe ori. Dar m-am ridicat să merg înainte. Spuneți-mi, cum, câți ani aveți acum? 63. 63. Mulți înainte, părinte, și să vă aducă liniștea sufletească ceea ce... Am avut 21 de ani de spital. 21. De 3 ori 7. 21 de ani de spital. Am fost 7 ani ipodiacon la episcopie și acum anul ăsta am prins 33 de ani de când sunt la episcopie. Și mi-a venit rândul să fac și asta, ceea ce în 2004-2005, într-un reportaj al lui Cozier parcă, am spus că nu voi fi niciodată călugăr, dar să nu spui niciodată, pentru că uitați că am ajuns și asta. Da, părinte, vă doresc tot binele din lume, atât cât ați făcut și dumneavoastră, care la un moment dat ați fost batjocorit de viață, erați plătit la spital mai puțin ca femeia de serviciu în luna august. Nu contează niciodată. În luna august ați luat 1600 de lei salariu, mai puțin ca femeia de serviciu. Pentru preoteasa mea n-a contat niciodată treaba asta, ci faptul că am făcut o misiune...